Franz Olivier, teatrul și filmul secolului 20, adică ei au format cuplul regal al teatrului englez și vin în continuare acest, cum a spus domnul Moldovan, era o lume care se raporta, nu știu, și astăzi poate că sunt actori tineri, sunt convinsă că sunt și eu cunosc mulți dintre ei, care își fac meseria cu deplină dăruire și sinceritate și implicare și nu la jumătate de măsură, nu superficial, nu. Dar acea epocă era o epocă cu totul magică, nu știu, erau, vorbeam de cuplu Vivien Lawrence, dedicați cu totul, trăiau într-o lume, se vedeau, vorbeau despre teatru, trăiau pentru teatru, prin teatru, adică era o emulație extraordinară. Au jucat toate marile roluri shakespeariene. Eu o să vă povestesc sigur despre minunăția asta de femeie care n-a fost niciodată, de fapt, eclipsată de boala cu care a luptat toată viața, această tulburare ei bipolară, era maniaco-depresivă. Și s-a luptat cu boala asta și, într-un fel, s-a aruncat în teatru ca un debușeu, ca o modalitate de a trăi și de a-și depăși, de a-și trăi nebunia, dacă vreți, și toată forța asta uriașă pe scenă, pentru spectator. Acolo putea toată energia ei imensă se putea desfășura, da. Și a dorit să facă asta, a făcut asta, a întâlnit iubirea vieții la un moment dat, nu de la început. A format cu Olivier, cum spuneam, cuplul regal al teatrului englez, deci o poveste extraordinară de viață. Și a luptat cu o demnitate extraordinară, toată viața s-a luptat cu această boală cumplită, o boală teribilă, așa, și cu tuberculoza ei, care până la urmă a învins-o. Dar ce spuneam este că în seara asta veți afla multe lucruri mai puțin cunoscute despre Vivien. Mulți o știu probabil din filmele ei celebre, din Pe aripile vântului, din Waterloo Bridge, din Un tramvai numit Dorință. Foarte puțin oameni știu cât de mult a iubit teatru și cât de mult a făcut în teatru, câte roluri extraordinare. Foarte puțin știu amănunte din viața ei personală, deci e un prilej de a o evoca și de a-i aduce un omagiu. Pentru că ea, de fapt, viața ei a fost un omagiu adus artei, teatrului, iubirii, dăruirii. Deci, da, am început acest proiect în vara anului 2014 cu prietena mea, partenera mea și omul care m-a ajutat și fără de care n-aș fi putut să împlinesc acest proiect, Iana Cetertii, regizoarea acestui spectacol. Și am fost o nebunie, adică ne-am gândit, hai să-l facem, nu știam unde o să-l jucăm, nu știam nimic. A fost pur și simplu dorința noastră de a construi acest spectacol. La început mi-a fost foarte teamă, pentru că nu e ușor să fii singur pe scenă o oră jumate. Dar Liana a avut răbdare, m-a încurajat și uite așa am împlinit acest proiect după o vară întreagă de muncă. O vacanță de vară pe care am dedicat-o construcției acestui spectacol în vara lui 2015, 2015, iertați-mă. Și în începutul anului acesta am avut premiera la Teatrul Sir Ferdinand Găzduit cu generozitate. Și a fost un pariu câștigat și sper, din tot sufletul, așa se pare. A fost o mare provocare pentru mine și sunt profund recunoscătoare Lianei că m-a scos cumva din zona mea de confort, a marcat o cotitură în cariera mea, în cariera mea profesională, fără discuție. Cu greu, ca orice lucru important, se face cu muncă, cu greu, cu luptă, dar slavă Domnului, a ieșit ceva frumos, sper, și dacă oamenii se bucură, măcar câțiva, înseamnă că munca noastră nu a fost în zadar.